Ministerul Educației a aprobat ordonanța de urgență privind tichetele sociale de 500 de lei. Astfel, conform legii, părinții și școlile au la dispoziție 45 de zile pentru depunerea dosarelor. În ședința de guvern a fost aprobată ordonanța de urgență privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de preșcolar și elevi dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile. Astfel, 120 de milioane de euro se alocă prin programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 pentru copiii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial. Se dorește continuarea sprijinului acordat și în anii trecuți prin programul operațional Ajutor a persoanelor defavorizate 2014-2020, în contextul în care abandonul școlar și scăderea ratei de școlarizare în rândul copiilor din categoriile vulnerabile pot contribui la creșterea riscului de sărăcie. Vor fi acordate etichete sociale pentru sprijinul educațional în valoare de 500 de lei de copil într-o tranșă unică în următorii 4 ani școlari. Conform estimărilor, 410.000 de copii provenind din medii dezavantajate vor beneficia de acest sprijin în fiecare an școlar pentru achiziționarea de rechizite și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței. Cererile pentru acordarea acestei măsuri vor fi strânse de școli și centralizate la nivelul Ministerului Educației. Solicitările pentru acordarea etichetelor se depun la unitatea de învățământ în termen de 45 de zile de la începerea cursurilor anului școlar curent și în termen de 25 de zile de la începerea cursurilor anilor școlari aferenți perioadei 2024-2027.